Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună ziua, copii. Bună ziua, părinți. Sunt Mirela Retegan și astăzi la Antrenorul părinților avem o invitată specială. Invitata de astăzi este una dintre cele mai frumoase și mai calde mămici din România. Și-a construit o carieră în televiziune, a cochetat și cu studiourile de înregistrări, joacă în filme și pe scenă. Dar astăzi este aici pentru că este una dintre cele mai naturale, firești și normale mămici din online-ul românesc. Bună dimineața, de la Popescu! Bună dimineața, bine v-am găsit, bine te-am găsit! La mulți ani de flori! La mulți ani, la mulți ani. putem fi floricele amândouă. Da, 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 dar nu suntem. Eu sunt Florica și tu ești Floricica, dacă exact. asta. Să le spunem la mulți ani tuturor celor care da. își sărbătoresc numele. Și Ce zi frumoasă. Paște fericit catolicilor care astăzi sărbătoresc de asemenea. Sărbătoresc Paștele. Mulțumesc mult că ai venit. Și eu mulțumesc din suflet și mă bucur că am reușit să ne organizăm în așa fel încât să se poată. Știu că de multe ori pare că, da, ce mare lucru, domnule, că ai doi copii. Toată lumea crește copii uite că nu e chiar așa, adică mie mi se pare destul de greu să jonglez așa între nevoile mele și programul lor. Nu mi se pare așa de simplu. nu știu că e simplu. Nu să de la Popescu. Păi uite seama, mai, există mai intelegi... nevoi? Da, da. După ce faci doi copii, mai ai nevoie. Culmea nevoi? este că spuneam și în pauză că traversez cea mai liniștită perioadă din viața mea. Chiar dacă să spunem că în adolescență, în adolescență aveam mai mult timp, dar nu știam ce înseamnă asta și aveam mintea plină cu fasoane, să zic așa. Iar acum am o liniște dată din faptul că um, eu stau acasă pentru că copilul ăla are nevoie de mine. Ok. Da? Deci la minte știm asta. Okay. Eu stau acasă liniștită pentru că oricum în toamnă mă întorc la treabă și eu stau acasă pentru că oricum am muncit suficient și merit asta. Bravo. Și atunci am justificarea necesară să mă relaxez așa cum trebuie. Adică sunt zile zile, săptămâni, cred că la început au fost chiar două săptămâni când nu am ieșit deloc din casă și deci nici din pijamă. Mai schimbăm pijamaua. Să le spunem ascultătorilor noștri că, de la Popescu, de câțiva ani de zile, cu o pauză de două luni în care era lăuză, nu? Atunci da, chiar da. nu s-a putut. Efectiv, nu s-a putut. <laughs> Prezintă, vorbește lumea la da, ProTV. Alături de Deci Doar mm -hmm. două, două luni ai stat acasă cu Alexandru după primul, da, după primul copil, două luni am stat acasă. Am putut să lembin frumos, în sensul că mi-am dorit foarte mult să alăptez și atunci lucrurile deveneau din ce în ce mai complicate. Însă, emisiunea ține de la 10.30 la 1, deci câteva în, plus direct, în direct, plus, plus o pauze. oră înainte așa, uh, mă lăsam uh, lăftica acasă, și practic, copilul avea nevoie de o singură masă fără mine, pe care o servea cu biberonul. Uh -huh. Și apoi eu mă întorceam acasă și ne continuăm ritualul. A fost foarte greu pentru că Alexandru până la un an și 11 luni când l-am alăptat se trezea de cel puțin 3-4 ori pe noapte. Chiar și după ce am început diversificarea, adică nu s-a schimbat nimic pe semne, că se transformase totul deja într-o asociere de somn uh -huh. mai mult decât. De, -o de nevoie de, de Da, pentru că în clipa în care l-am încercat Nu am mai fost nici oameni, nici sete, nici nimic Și a, și -a dormit până dimineața <laughs> Deci dacă ar fi să sfătuiesc vreo mamă Dar mă rog, ăsta este un alt subiect um, Și mi-a fost foarte, foarte greu Pentru că în nopțile nu dormeam O emisiune în direct Indiferent cât de bine ți se potrivește Ea cere prezență de spirit uh, uh, Un anumit uh, o, anum, față o față odihnită Trebuie să fi pe fază cât se poate de mult Sigur că nu eram doi și ne sprijineam reciproc dar mi-a fost foarte greu. Tu cu Covei ești și prietena? Da, cred, da. Pare. cred că, da cred așa da. Cred că da. Cred, că, suntem acum, nu știu. Chiar am ieșit împreună și cu soția lui și cu soțul meu, am ieșit la masă acum vreo două săptămâni și ne am distrat foarte, foarte tare și ziceam, Doamne, cine încurcă copiii ăștia, uite, am a să plec acasă. <laughs> Extraordinar! Și m-am mai pus să mai fac un copil. <laughs> și pe unii și pe ceilalți. Da, exact. Tu ești căsătorită cu Radu? Da care uh, pare, din ce văd la tine, pentru că eu pe tine te urmăresc uh -huh. pe Instagram, un tatic foarte implicat. Radu și-a dorit foarte mult copii. Și-a dorit enorm, enorm copii și și-a dorit o familie. Și mie mi se pare că asta este un ingredient esențial ca familia să funcționeze și ca oamenii să nu divorțeze după ce apare copilul. Să-și dorească amândoi același lucru. Să-și dorească un... foarte mult un foarte copil. Mult. Nu să-și dorească un copil pentru că e frumos și ce drăguț ar fi să avem noi un bebeluș. Bebelușul vine la pachet cu foarte multe greutăți și provocări și cred că și pentru noi, pe de-o parte, a fost cea mai frumoasă perioadă, dar și cea mai grea. Um oboseală, păreri în contradictoriu. Mai ții minte cum a reacționat când ai spus că ești gravidă? Da, știu, da, nu știu exact. Eram în drum, eram, plecam la șușani și i-am spus, uite ce e, trebuie să te ne oprim în slatina să luăm un test. Ce? 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 Cum? 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 Ești sigură? E sigură? Nu, sunt sigură, nu trebuie să zic sigură. Ia un test să vedem dacă e sigură.

Și am anunțat și pe părinții mei, dar nu s-a oprit treaba aici. S-a dus la Slatina și a mai cumpărat trei teste. El. el el a plecat, efectiv. S-a dus cu mașina el. și Slatina e la o oră distanță. E cel mai apropiat oraș de localitatea. Ca să fie care sigur. Să fie sigur 100%. Pe toate a trebuit să le fac. Și seara și dimineața. După care ne-am dus, am făcut și analiză de sânge. A fost un, un viitor tătic extrem de anxios. El. Așa. Deci eu era... Eu, la un moment dat, Mă relax. Cumva, într-un cuplu, dacă unul e într-un fel, celălalt trebuie să-și contrabalanseze. Și era atât de anxios încât mie nu-mi rămânea decât să fiu foarte relaxată. Așa. Deci, nu mai aveam. Știa cu placenta, știa cu tot, știa cu menstruația, știa exact ovulația, când a fost, ce vârstă. Doamne, Dumnezeu, își dorea enorm de mult un copil. Uh, și așa continua să fie și pe mai departe, dar lucrul ăsta s-a transformat într-un avantaj. Pentru că. Pentru tine. Da. <laughs> da, absolut pentru mine. Și o bucurie adică e pentru el. Ai, n nu e genul de tată care să... Nu știu cum să explic. Da, ei da voi. Responsabilitățile sunt. Eu, con, eu, conduc. Eu conduc casa. partea. Nu, nu numai casa, po povestea asta cu copilul. Uh -huh. Adică eu stabilesc când trebuie să mănânce, dacă eu îmi dau seama dacă e foame, dacă nu e foame. Dar orice cer, el mă ajută. Adică au fost nenumărate dăți când a trebuit să plec și la rămân mas, fie cu cel mic, fie cu amândoi, fără nicio problemă. Câte ore? Păi eu maxim pot să stau două jumate, trei. Dar pentru că copii, Pentru că alăptez. Și mă Altfel duc... La... ai lăsat mai mult? Sigur, sigur cu copiii că... tăi singur? Bineînțeles. Abs Un bărbat singur cu doi copii atât de ai mici? Idee. Nu ai idee. Dar noi când am luat decizia să-l retragem pe Alexandru la grădință pentru că deja i -a dus, făcuse deja o viroză cel mic când l avea două săptămâni de viață, că adusese de la grădiniță și ne-am dat seama că asta e, trebuie să-l retragem măcar până face patru luni, am stat de vorbă și am zis, dacă le tragem copilul de la grădiniță, tu ești responsabil de activitățile lui, pentru că el e deja mare și nu poți să-l mai ții închis în, în casă. Mare înseamnă 2 ani și 10 luni. Da, da, e perioada în care sunt extrem de curioși și au tot felul de abilități. și Da, exact. Uh, și atunci am, eu nu puteam, evident, să stau cu cel mic în casă și atunci el s-a transformat în tăticul responsabil de asta. Și știa foarte clar dimineața și își în așa fel programul, și cu emisiunea cu Insula Iubirii pe care o prezintă, și ei fac tot felul de înregistrări ulterioare uh, filmării. Uh, și ce mai avea de făcut, și se organiza. Și-a pus, în agenda, și -a pus în agenda în fiecare zi două ore de când se trezește, mâncam împreună, și el pleca cu copilul și mergea la antipa, în parc, la nu știu ce ateliere, la nu știu ce loc de joacă care s-a deschis. Asta când l-ai cunoscut, lui. ai crezut că o să fie tatăl copiilor tăi? Da, da, da. Da? da ai da, știut da. de la început? Da, eu nu sunt atât de romantică încât să... Eu cred că mai întâi femeia, femeii sună ceasul biologic ei, după care investește un bărbat cu aceste calități. Ok. Pentru că ea își dorește atât de mult și ea sună ceasul încât zice, da, el, nu, clar, el, clar. Ai, ți s-a părut din prima? Da, sigur, mi-am dat seama din prima, normal că am făcut un copil cu el. Nu, nu, eu nu sunt așa. <gură> Pur și simplu m-am îndrăgostit foarte tare de el. Nu mi-am proiectat viața de familie de la început. Pur și simplu eram foarte îndrăgostită și atât. Și după aia l-am descoperit pe el, el atunci era ieșise cel mai sexy bărbat din România, auzise în tot felul de povești cu el și tot felul de femei din țară, bunele mai supărate pe el, altele mai mulțumite, ca să zic așa, dar la modul că unele spuneau că, mă, nu, țeapă, n-are cum. Altele spuneau, nu, băie, super băiat. Deci... <laughs> Știi cum e? Și singurul lucru la care am fost atent a fost să nu să nu mă înflăcărez prea să tare până păcălești. nu sunt sigură că mm -hmm. nu e și el la fel de înflăcărat. Adela Popescu vorbește despre soțul, despre soțul ei meu, Radu înainte de a fi soțul Înainte ei. de a fi, da, acum, jap, <laughs> adu... jap, <laughs> discutăm. S-a schimbat în ăștia. viața voastră de când aveți copii? Mult în bine. Mie mi se pare că am, ar, ar să sărăm cumva toate etapele drăguțe într-o relație. Călătorii, sărăm, stăteam nopțile și ne uitam la seriale, plecam peste nu știu, ne, ni se ne zărea și a doua zi plecam în nu țară sau așa. Și cumva lucrurile astea se întâmplaseră și trebuia next level. Și mi se pare că copiii chiar au venit cu acest next level. Adică suntem super entuziasmați când reușim să ia dormim, de exemplu, la aceeași oră. <laughs> mi se pare, wow, ce tari suntem, ce echipă fantastică și facem. Vă timp pentru voi. Și ne răm da, rămânem mult mai puțin, dar este... Puh, ai de capul meu cum e paharul de vin roșu după ce ea dorm și... Puh. Sau, nu știu, tot felul de lucruri pe care altfel le. Leguști. Leguști, când sunt în cantități mici, ca să zic așa. Pe de altă parte, noi am avut noroc încă de la început să o avem pe mama foarte aproape, ea fiind educatoare, s-a exact mutat asta în București. să te întreb, cine asta... te ajută? S-a mutat în București special. Ei și să la pensie și s-a mutat în București cu acest scop. Și uh, am a locuit primul an cu noi în casă, apoi uh, pentru că ea e o femeie independentă și o femeie stăpână pe viața ei, era important să aibă și un loc ei, unde să-și aranjeze fardurile, să-și pună rochițele, că e foarte cochetă și se aranjează și are gablonțuri în toate culorile și așa. Uh, și atunci am închiriat un apart le-am închiriat părinților mei un apartament foarte aproape deci de mutat noi. Și pe tata. Da, numai că tata s-a desprins, se desprinde puțin mai greu pentru că noi avem casa la Șușani, casa noastră, casa lor mm. și noi nu ne dorim să o abandonăm și atunci cineva trebuie să. Să facă naveta. Să facă naveta. Da, Da, și mai avem și o vie, mai avem și niște animăluțe mai avem... E drăguț, adică noi, ne... noi mergem la Șușani foarte des în continuare. Și atunci ea rămâne de regulă în București și el mai face naveta să ce se întoarce. Aștept să-mi povestești mai multe despre da. părinții tăi și da. despre copilăria ta. Dar aș vrea să mergem acum da. la doctorul Gașpar. Pentru că noi ducem părinții Super. în fiecare duminică la psiholog. Super! Ca să ne obișnim, așa, așa, încet, încet, cu așa răspunsurile <laughs> pe care ni le dă psihologul. Și astăzi doctorul Gașpar o să ne spună cum facem să îi ducem, să-i conducem pe bunici să respecte regulile părinților fără să se simtă jigniți sau afectați. Grozavă temă! Dragă doctore Gașpar, citesc o carte foarte frumoasă. Se numește Bunica spune... Bunica zice să-ți spun că-ți pare rău. Un, aproximativ. Uhum. Nu sunt sigură că e titlul exact. Este atât de duioasă și uhum. de frumoasă. Și citind această carte, am realizat că eu a trebuit să mă obișnuiesc, în primul rând, cu obiceiurile tatălui meu, în calitatea de tată, uhum. și apoi cu obiceiurile tatălui meu, în calitatea de bunic. Suntem într-un continu, într continuu proces de acceptare a părinților noștri în calitate de părinți și apoi în calitate de bunici. Ei fac aceleași greșeli <laughs> și nouă ne e la fel de greu. Cum facem noi să acceptăm regulile bunicilor noștri sau mai mulți? Cum facem să acceptăm că părinții noștri nu ne respectă regulile în calitate de bunici? Pentru că pe foarte puțin dintre ei mai putem schimba și decât să există o stare din asta de tensiune permanentă, mm -hmm învață-mă cum să închid ochii atunci când mama îi dă ceva ce eu nu vreau să-i dea, cum să întorc capul atunci când tata face ceva ce mie nu-mi convine cu copilul meu. Cred că este o întrebare foarte, foarte importantă și răspunsul vine chiar din felul în care tu ai formulat întrebarea. E nevoie de acceptare și e nevoie de foarte multă flexibilitate. Adică eu ca și părinte să recunosc că nu pot controla toată viața copilului. În momentul în care copilașul se naște, dacă părintele are un nivel mai crescut de anxietate și ar dori să influențeze fie care mediul în care copilașul respectiv se manifestă. În momentul în care merge la bunici, părintele vrea să-și impună regulile lui. În momentul în care merge în vizită la naș, vrea regulile lui. Însă nu este sănătos deloc și știi de ce? Pentru că una dintre cele mai importante calități pentru un adult în secolul 21 este flexibilitatea psihologică. Și această flexibilitate se construiește încă de când noi suntem foarte, foarte micuți. Dacă mama vrea să-și impună regulile atunci când suntem la bunici, îl privează pe copilaș de posibilitatea de a se adapta la un mediu care nu de fiecare dată este... Exact așa cum el îl cunoaște foarte bine. Deci, pe de o parte, a ne impune aceste reguli nu ajută absolut deloc, pe de altă parte, din contră, îl privăm pe copilașul nostru de posibilitatea de a se întâlni cu ceva nou și necunoscut. După care este foarte important să... Stai, stai puțin, că nu e nou și necunoscut, pentru că în fiecare zi e același lucru. Noi e ne nou le spunem și să nu facă, mm -hmm. și ei fac din nou. Nu, 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 no, 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 mă din refeream nou. la faptul că e nou și necunoscut, Lumezi. faptul că la bunici sau la nași, regulile Ia, sunt fapt. altele, structura este alta și de asta are nevoie copilul de noutate. Uh, însă, revenind, cred că este foarte important să ne reamintim că, de fapt, bunicii noștri sau părinții noștri, bunicii copilor noștri au intenții foarte bune. Ei nu vor să ne manipuleze, nu vor să ne șantajeze. Poate că au făcut-o cândva în trecut, dar în zilele noastre niciun bunic nu se trezește dimineață cu intenția de a le face rău copiilor și nepoților. Adică, cumva, să reușim să dăm, cumva, la o parte aceste gânduri negative, aceste proiecții, aceste idei nesănătoase care în prezent ne împiedic să ne bucurăm cu adevărat de viața de familie. Dar primul lucru este să le conștientizăm. După care este foarte important să știm că nu avem control și că, de fapt, da, copiii mei au dreptul să-și dezvolte o relație personală cu bunicii lor, o relație în care eu să nu mă impun foarte mult, pentru că copiii mei după aceea își vor dezvolta multe alte relații în viața lor. Deci, bunicii sunt primele persoane, altele decât mama și tata, exact, exact. cu care copiii exersează o relație în afara uh, mediului. Bulei. Exact, exact. Și bunicii sunt acei oameni pe care, uneori, în cazurile norocoase, mă pot baza pentru a avea grijă și de relația de cuplu, pentru a avea grijă și de timpul pentru mine. Adică sunt o resursă foarte importantă. E important să nu îi dăm la o parte, să nu îi judecăm foarte tare, să nu îi îndepărtăm de tot ceea ce i-ar putea să ofere pentru familie, chiar dacă nouă în copilărie nu ne-a convenit ce ne-au dat. Mulțumesc, mult Gaspar. Mulțumesc și eu, Mirela. Ne-am întors la antrenorul părinților. În această frumoasă zi de flori, am o mămică foarte frumoasă în studio. Mm -hmm. Este Adela Popescu și mă bucur foarte tare. Astăzi, misiunea mea este una foarte ușoară pentru că ești un, un vorbitor extraordinar. Îmi de, de copii. Îmi place foarte tare felul tău foarte natural de a te prezenta lumii. Observ că ești unul dintre cei mai curajoși oameni care în online vorbesc despre despre viață dincolo de reflectoare, dincolo de microfon, dincolo de băi traviatei, dincolo de da, exact stiliștii care ne îmbracă și ne dezbracă. Da. Nu ți-e frică să te vadă oamenii așa cum ești? Mie mi se pare că este cel mai mare confort pe care poate să-l aibă o persoană publică să se arate așa cum e, bine, evident fiind fiind mulțumită de felul în care e, că a ajuns să te arăți așa cum ești abia când tu ești mulțumit și nu consider că ai lucruri pe care trebuie să le ascunzi și da, de care să-ți Nu, am de fost tine? în adolescență extrem de complexată. Foarte complexată. Ce nu, îți plăcea, nu mi plăcea că eram pitică, nu-mi plăcea că eram de la țară. Mi se părea că e o mare problemă. Mă mutasem în clasa 8 într-o școală în care colegii mei veneau cu șoferul. Și mi-am că a fost o întâmplare foarte amuzantă. Părinții mei pe vremea aveau Warburg. Și eu am locuit atunci la mătușa mea care avea o lădiță. Și verișoara mea m-a văzut trist, așa plânsă și ziceam, nu știu ce să fac, că nu vreau să mă duc ai mei cu varburul, că mi-e rușine. Și mi-am luat așa de mână și de la, vrei să vorbesc cu ai mei să te ducă cu lădița? <laughs> Ei se părea că lădița e ceva, e, wow, da. adică e și uh, chiar și uh, diriginta m-a sfătuit să nu spun că de la țară, că copiii pot fi răi și am trăit cu asta în mine Până Când cu un gând. început de minciună așa permanent în care copiii mă au de unde, unde ești și trebuie să inventez blocul, scara din Drăgășani și la țară la Șușani, adică nu înțelegeam că era mult mai bine să fac asta. Când A ai împăcat cu, cu statutul cu meu? de unde vii, hmm. cine ești? Păi, târziu, cred că știu că și la numai iubire aveam o grămadă de complexe, Da, eram deja și mi-amintesc că umilința cu care. dar umilința nu neapărat în sensul de. când oamenii mă opreau pe stradă să-mi autografe, mi sperea că nu, eu nu sunt de. de ce? dar tu s-ar putea să fii mai deștept ca mine. De ce mai lua care per? Că nu sunt. Chiar nu sunt. Și poate că poate că mi-am dat seama că de fapt ăsta e tu meu o, norm o, normalitate, poate că n-am alte calități mai mari, știi? Și poate că... Ce te-a împlinit? Ce te-a relaxat? Nu știu. Eu aveam fundamentul pus sănătos. Eu am o familie foarte frumoasă, o familie cu mulți membri, ne iubim foarte mult, ne întâlnim cu toții, de fiecare dată când avem... De la țară. Ce anume? Da, de la țară. Da, de la țară. Abia când am înțeles că asta e un avantaj e un și că avantaj e ceva de să bine, fi bio. să fi bio, oh, oh. e pe trend, ca să zic așa. Deci, eu aveam lucrurile astea, trebuia doar să le văd. Uh -huh. Și relația cu frații mei este una foarte puternică și îmi dă stabilitate. Eu M-am mutat în București. Așa? La 33 de ani. Așa? După ce fusesem director de rețea de radio, făcusem o grămadă de lucruri și doi ani de zile am fost blocată pentru că eram sigură că sunt mai proastă, mai de la tu țară. de unde ai venit? Eu venim din lui mm -hmm. veneam de la satul Mare, născută fiind în Dej, dar aveam senzația că toți cei din jurul sunt meu sunt mult mai deștepți decât tine. Au făcut toate școlile din da. nume, toți erau în piciuri în deadline-uri, da. în brainstorming da. Eu nu înțelegeam nimic din ceea ce vorbeau ei, își împachetau foarte frumos toate activitățile și mie mi se părea că sunt o provincială foarte proastă și că nu mă voi ridica niciodată la nivelul lor, iar doi ani de zile am sta blocată. Mm -hmm. Până când mi-am dat seama că eu știu să fac niște lucruri și că aceleași lucruri le faci oriunde. Da. Și eu, și eu a trebuit să trec peste asta și cred că la, la mine a fost o mică problemă. Pe de-o parte a venit cu lucruri bune, dar și cu lucrurile școala pe care am făcut-o eu la, la Șușani. Era un soi de obediență care ni se... Te care, învăța să fii cu, supus. Da. Adică noi, de exemplu, eu, dacă mă întâlneam, mergeam pe jos câțiva kilometri ca să ajung la școală. Și dacă mă întâlneam pe stradă cu un profesor, îmi de dădeam căciul la jos din cap. Adică am trăit vremurile alea. Chiar dacă comunismul dispăruse că m-am născut în 86... Asta nu mai e respect. Asta este deja... Asta spun obedient... Adică, da, cumva... Și tu ai venit în București și, și am venit că în... trebuie să fii supusă. Supusă. Și mi-am și un episod asta apropo de, de ce misiune importantă avem noi părinții în relație cu copiii noștri și că, de fapt, avem o responsabilitate foarte mare atunci când le spunem povești, atunci când... Punem încredere când, în ei. Da, pentru că, uite, de exemplu, am avut un drum către București împreună cu mama mea, mergeam la un festival, era mică, nu mai știu câți ani aveam, dar oricum destul de mică. Și în salonul trenului în compartiment m-am s-a nimerit să fie lângă noi un profesor, un domn respectabil, arăta foarte bine, vorbea foarte frumos, a ales. Și a zis, ia fetițo, să vedem cât ești tu de deșteaptă sau nu mai știu ceva. Da, nu aveam nicio problemă. Și a început să-mi pună niște întrebări, nu le mai țin minte, idei că n-am știut să răspund la niciuna. m um, mi-a povestit mama după, dar ea n-a avut curajul să intervină, să-mi spună, nu mai agresa copilul. Să te apărem. Și mi-a spus, întrebările pe care domnul ți le-a pus erau pentru alte vârste, pe semne că nu știa câți ani ai tu și că nu ai de unde să știi lucrurile acelea. Dar ea n-a intervenit și eu am simțit atâta umilință în cele trei ore cât am parcurs drumul de la Drăgășan la București sau mai mult de atât, că mi-au rămas în, în fire. Uh -huh. Nu știu cum să zic, e, e genul de întâmplare care creează anxietăți, creează frustrări majore. Și, dacă a, -am și am acum, ta... de exemplu, dacă tu îmi spui Dacă noi stăm de vorbă și tu începi să mă întrebi niște chestii Așa, și nu, nu am nicio răspunsul. problemă Dar dacă îmi zici Ia să-ți dau eu mic testa de la Popescu <laughs> Nu mai știu să răspund la nimic Deci mi se da. blochează mintea, pur da. și simplu Și asta de la o întâmplare în tren, odată În care Nu e de vină profesorul Nu și mama ta, probabil că n-a știut, dar cum am să vorbit fie despre de asta ta. și mi-a mi spus că a regretat de deci ce acum vorbim, că pentru mine chiar a fost o problemă da, și da, ea, așa și da, da. amintește episodul, că și pentru ea a fost cumva traumatizant și a zis de ce oare n-am intervenit, de ce oare -a blocat. n am Pentru că nu-ți vine să crezi că un astfel de om, în toată firea, poate să ia la rost un și copil în între... timp Practic și și m-a agresat cumva. Da. Fără voie, nu știu cum. A reușit să vă blocheze pe amândouă? Da, da. Noi, și da. pe tine în răspunsuri da. și pe ea în reacție? Da, absolut, da, da. Dar părinții noștri au avut scuză ei nu știau că pot să facă asta. Și, dar culmea e că mama mea nu făcea astfel de greșeli. Deci mama mea este o fire, crede deci, apropo de relația cu bunicii, eu îi cer sfatul ei, de cele mai multe ori, în a gestiona o situație pentru că e foarte liberă, e înțeleaptă și liberă în, foarte liberă în, în gândire. Extrem, ea a fost educatoare uhum. și au trecut prin mână generații, adică a întâlnit tot felul de copii, a crescut treia ei și am chiar, adică genul de educatoare pe care toți copiii au iubit toți voiau să meargă la ea, din tot satul toți voiau să ajungă la doamna Popescu, știi că erau mai multe educatoare că și, și, așa mai departe. Dar tăi ar putea să întâlnească astfel de oameni? Dar ce poți face? Ce poți face? Știi ce poți face? Poți să-i duci tu atât de bine acasă și în... astfel încât ei să se poată apăra singuri. Să nu le pese? Nu știu nu se bate cap în cap aici, acel respect pe care e bine îl vrei să l ai, da, și pe care îl uh, uh, dăm copiilor noștri și nevoia de a nu le bun limite. tot ce da. spune oricine. Nu știu. nu știu, nu știu cum se întâmplă asta. De unde te inspiri în creșterea copiilor tăi? citesc și eu tot felul de nebunii, numai că atunci... Nu nebunii, că multe sunt foarte utile și chiar cred că e foarte bine că e cumva la modă parenting-ul ăsta modern, că are lucruri bune. Nu toate luate mod moda. dar sunt multe soluții pe care eu le-am uh, descoperit a fi extrase din acest parenting, ca mm -hmm. să zic așa, soluții bune. Um, cred că am un copil bun. Eu cred că sunt copii care se și nasc foarte maleabili, foarte înțelegători. Și eu cred că am avut norocul ăsta. Am un copil bun, am un copil, de exemplu, aseară, eu dorm cu amândoi. Planul a fusese altul. Planul fusese să dormim toți patru. Nu s-a putut. De ce? <laughs> Pentru că în prima perioadă cel mic când se trezea să mănânce, trezea pe, toată se trezea lumea? pe Alexandru care trebuia să meargă la grădiniță și așa mai departe. Și am zis, Ai, de totuși să ne împărțim. Radu dormea cu Alexandru și eu cu cel mic. Numai că, nopți la rând, Alexandru pe la 3 dimineața cobora scările singur, pleca de lângă tăi cu scările, să dormă cu mama. Că mama înțeleg. totuși era cu celălalt frățior. Și noi am încercat să preîntâmpinăm asta, știam că nu e bine, dar l-am introdus să doarmă lâng doar lângă Radu cu o vreme înainte. Dar n-a fost bine, evident. Și atunci am zis, de ce să vină el să-și întrerupă somnul la 3-4 dimineața? Mai bine le au de la început cu mine. Și e mult mai liniștit, adică și uite cum sunt eu cu doi, unul în stânga, unul în dreapta, că cel doarme în pătuț, cel doarme cu mine în pat. În fine, și avem așa un ritual, mai întâi facem băiță frățiorului, pe frățior îl alăptez, îl culc în pătuț, din fericire are un somn adânc și apoi vine Alexandru și îi citesc. Da, citim în șoaptă, pentru că el a înțeles noțiunea de șoaptă și se pare și foarte distractiv. Și Are citești super. Pe, uh, îi citesc pe personaje? Îi citesc. Te uh, joci? Uh, eu mă joc mult cu el, mai mult mai mult ca mea, dar am învățat și eu de la ea să mă joc. Uh, și, în general, introduc uh, lucruri pe care aș vrea să le înțeleagă prin prisma personajelor. Și funcționează, știi bine asta. Uh, jocurile acelea de rol, schimb uh -huh. de rol și așa. Dar îi citesc cărți, pur și simplu. Cum l-ai pregătit pentru venirea noului frățior? Păi un copil nou în casă. L-am pregătit pe măsură ce îmi creștea burtica, pentru că doctorul îmi spusese că nu trebuie să mai am brațe. Și am făcut o greșeală spunându-i, mami, nu mai, mama nu poate să mai am pentru că îi face rău frățiorului. Adică ce frățior, frățior iubim. Ce frățior e mai important ca mine, după care uh, am renunțat la acest argument și am spus că mă doresc spatele. Și la cum mă doare spatele a fost super ok, n-am mai vrut în brațe la mama. Și vorbeam cu frățiorul și tu tu mă uite, mami, vai de mine, vai de mine. După ce s-a născut frățiorul, am insistat foarte mult să vină la maternitate, a primit o jucărie de la frățior, bineînțeles, înainte de a naște, frățiorii mai trimite amici atenții, că frățiorii din țara da, frățiorilor da, da. mai trimit jucării, um, și era foarte încântat de chestia asta, i-a adus și el o fl floricică, sau nu știu ce i-a adus frățiorului, Uh, și am avut marele noroc că frățiorul este extraordinar de cuminte, Deci el nu s-a simțit în casă. Copilul copilu nu a simțit primele două luni că mai e cineva cu noi. Deci el stătea, îl alăptam, copilul stătea, îl puneam în coșulețul lui și puteam să uităm că e acolo. Și eu mă jucam cu Alexandru cât de mult își dorea. Și mai făceam o chestie, de exemplu, dacă frățiorul la un moment dat începea să plângă, nu mă mișcam din loc. Alexandru lângă mine și vreau să văd ce face, că trebuie să intervină, că îl deranjează și pe el. Și? Și zic, ce avea frățiorul de plânge? Cred că e foame, mami. Și eu zic, crezi că e foame? Ia-l în Să-i dau să mănânce? <laughs> da, da, de i de i <laughs> Îl făceai pe el. Și mama era ideea lui, lui, era, era ideea lui și era mulțumit că l-am ascultat și nu știu, de asemenea, de, de, de ce plânge? E doar de tine. Și chestia asta, bine, am și avut eu puterea să mm -hmm, las, să, să las pe copil să plângă vreo două minute, <laughs> că nu rezistă mai mult ăsta de lângă. Uh, și nici el nu plângea prea des, deci lucrurile au fost foarte bune. Adică ești foarte atentă -am la fost nevoile mult mai atentă la nevoile lui Alexandru decât Alexandru. sunt la... Mă și simțeam vinovată, dar pe de altă parte, bebelușii au... Eu aveam timp cât era el la grădiniță în prima perioadă, până l-am retras ceam tot timpul cu bebelușul și când se întorcea, pa, de unde era? Puneam copilul acolo, aruncam toți, Alexandra, hai să ne jucăm! Okay, am acordat multă, multă atenție, foarte multă. Și a, a, acum doarme noaptea, primul mâng, el pupăl și mă gândeam că o face o că el vrea să ne-și demonstreze că e un frățier bun, dar l-am surprins și fiind doar ei doi, că face același lucru. Adică ni deloc nu l-a agresat până acum, poate doar din greșeală încerca așa să-l ridice și poate îl trăgea mai tare, dar nu în ideea de a-i face rău. Deci de asta zic eu, cred că am avut norocul să am un copil bun din născare, ca să zic așa. Am desprins-o pe Adela Popescu din casa ei plină de iubire. Nu vezi ce e, foarte, vorbește. e foarte frumos la voi. Eu te urmăresc. Da. Te urmăresc pe Instagram, văd ce postezi pe Facebook și te știu de atâția ani și uh, mi-am dorit foarte tare să vii la această emisiune pentru că aș vrea ca oamenii să înțeleagă cât mai mult din ceea ce reușești tu să transmiți. Pentru că ești un vorbitor foarte bun și dincolo de asta ești un om care vorbește din suflet și care a trăit niște experiențe cu care ne regăsim foarte mulți dintre noi. Majoritatea am venit în București mm -hmm. de undeva sau suntem într-un loc de undeva, ne-am lovit de niște lucruri, iar pentru oameni e important să știe că, se că poate și tu le depășit, mm -hmm. că și ție ți s-a întâmplat, că nici tu nu ai fost stăpână pe tine de la început. <gânt> și așa cum uh, uh, spusesem la un moment dat, acum te simți mulțumită de cine ești, de cum ești Slabă și poți domnului. să te afișezi oamenilor în esența ta. Da, Exact. De aici îmi vine relaxarea. Iar oamenii mm. te iubesc mai mult decât oricând, pentru Eu că știu, te da. văd și succesul tău este foarte mare, pentru că te iubesc pe tine. Nu iubesc personajul din telenovela în care joci, nu iubesc cântăreața de pe scenă. Ei o văd pe Adela, mama celor doi copii, soția soțului tău, fica mamei tale. Ești un exemplu foarte bun Mulțumesc. de normalitate. Mulțumesc! De o femeie dar nu știu care... că oamenii caută normalitatea. Să știi că eu, adică de multe ori mie mi se reproșează că oamenii caută o iluzie în, în vedete, adică au nevoie de uh, ceva mai mult decât ei. Mie mi s-a spus asta de multe ori. Chiar mi s-a reproșat mai totuși când postezi și tu, fi și tu cumva că. O... Ca să par mai misterioasă, ca să, se să par, par mai, mai da, inaccesibilă. Poate inaccesibilă, poate. Nu, dar, eu nu cred asta. Dar în același timp, cred că ar trebui tot timpul să fiu foarte preocupată și foarte atentă cum o fac pozele, cum... Eu cred că vine o generație de părinți și le spuneam aseară în, în spectacol, cred că România n-a mai avut niciodată părinți așa frumoși. Uh -huh, uh -huh. Chiar cred că vine o generație de părinți care vor face din România o țară mai bună pentru copiii noștri. Uh -huh. Pentru că sunt oameni care își doresc să fie părinți buni pentru copiii lor. Da, sunt oameni preocupați să crească uh -huh. niște da, copii mai fericiți. Mai și atunci ei nu vor să o vadă pe la Popescu contrafăcută. Ei vor să o vadă pe Adela Popescu cea care trece prin niște probleme cu care și ei se confruntă le rezolvă și e un exemplu pentru ei. Nu e, nu e ceva da. de neatins, din potrivă. E ceva ce mă inspiră. Oamenii caută caut acum inspirație pentru ceea ce noi vrem să facem, nu pentru ceea ce nu vom putea face niciodată. niciodată. Mm -hmm. E ceva ce ți-ai propus și nu ți-a ieșit? Până în momentul ăsta, ca mamă? Ca mamă? Ca mamă, e da. E de vreme. E Tot timpul mi se pare că ar trebui să nu să petrec mai mult timp cu Alexandru, pentru că noi chiar, adică eu chiar reușesc să fac asta, să stau să petrec destul de mult timp cu el. Dar mă gândeam, poate ar trebui și el la o limbă străină. De exemplu, mi-aș fi dorit să meargă la not, dar am fost fătuiți că e încă de vreme și poți, poate face not, dar mai mult pentru dezvoltare fizică. Uh, ei trebuie să facă not, din câte am înțeles, în clipa în care poți să înțeleagă sensul mișcărilor, pentru că altfel învață greșit să dea din mâini și când îi duci la cursurile, e mai greu să se dezvețe de asta. Hai să-i Ce ai vrea deci, să facă? În not. În not. În not Limbă străină, limba bineînțeles. Limbă așa. Ce ai mai vrea să facă? Un instrument, probabil, nu? nu? Dacă are talent nu de, muzical. Da, poate da, dar nu e. Da. Nu știu de ce nu e pe în planul meu. Pictură. Nu. nu? Uh, fotbal. Uh. Băieți fiind cred că nu o să facă Asta mic e... Așa? Poate un tenis. <gântu> fotbal prea îl văd așa. Um... Vrei să fie olimpici? Vrei să ai cele mai bune note? Mm -hmm. Vrei să fie premianții clasei? Pff. mă cred că nu m-am gândit la chestia asta. Dar de, exemplu, ne -am ales, noi te. acum ne-am ales o grădiniță din motive de proximitate. Este, este destul de aproape de casa noastră. Și de la asta am pornit și am, am, am cunoscut educatoarea, mi s-a părut fantastică și am zis atât. Dar cum, nu da, vă interesează meniul? Da, nu. puteți să-mi spuneți da. dacă se bănuiesc că nu le dați. Că deja oamenii sunt foarte... Eu, gădință Montessori și ești destul de atent la alimentație și una dintre gădințele bune, întâmplător și din fericire. Și dar nu vă... Nu. Eu te cunosc pe tine, mi se pare copilul te iubește foarte mult, adică a fost nebunit de, din prima, după educatoare și mi s-a părut suficient cel puțin în punctul ăsta nu pun prea mari probleme. Mi se pare că el trebuie să fie, să se mănânce cât mai bine. De fapt, nu. De fapt, nu. În perioada asta el trebuie să descopere plăcerea de a mânca. Că tu reușești să fentezi cumva și să-i dai alimentație bună este o treabă ascunsă pe care o fac părinții în spate. Dar copilul acum trebuie să deprindă bucuria de a mânca, să-i să placă, să vrea. Ori Alexandru, după o perioadă în care n-am mâncat deloc, eram disperat, înțelegeam unde am greșit, că noi eram, noi suntem, mâncăm foarte, ne place să mâncăm, ca lumea. Tu gătești? Mai mult sau mai puțin. Mai mult, Radu. Gătesc foarte bine, dar nu-mi place. Ori pentru Alexandru, el mănâncă cu noi. Adică de când nu mai am grijă să nu-i dau zahăr sau sare, că am avut până la doi ani, n-am mâncat. Știi și tu cum e. Și uh, asta spuneam Mă întorc la asta Avea probleme cu alimentația Nu prea mânca nu n -n 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 -n, Era nicio, mai nimic. Și am zis gata Știi ce copile Nu vrei să mănânci Nu mănânci Eu nu mă mai țin după tine Vezi tu ce faci Ne-am așezat la masă Și am început să mâncăm cu poftă lui Nu-i mai ceram. Să mai mănânci Dacă <rătăţi> vrea să mănânce bine Dacă nu, nu și a început într-o zi să se întindă după mâncare, zis, tot, 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 după vrea și aici, după aia vrea și aici. Iar acum Alexandru mănâncă, de el îl spun de când o să mănânce. Și nu i dai tu cu lingurița în guriță? Doamne, nu există așa ceva. La 2 ani și 10 luni? Nu există așa nu. ceva. Adică îl lași să mănânce cu degețelele lui? Nu, mănâncă cu furculița așa. și cu degețelele și cu-și bagă mâna și nu este nicio probleme. Nu mănâncă numai la masă, dacă, nu știu, vrea să avem o măsuță și vrea să mănânce la măsuță, mănâncă la măsuța lui, îl pun pe Learning Tower. Este suportul acela care se pune la bucătărie când mama ta e morcovul să fie și copilul și de multe ori când pregătești ceva, el stă cu mine și mănâncă de acolo. Adică nu prea am impus nicio regulă legată de alimentație și culmea e că fix de când nu i-am mai impus nicio regulă legată de alimentație, este am început să mănâncă. mănâncă foarte bine. Foarte, foarte bine. Sunt extrem de încântată de asta. Cu dulciurile, iarăși, o vreme în casă nu existau dulciuri, nu puteați să mănânce până când am fost într-o vacanță cu vreo 10 copii care toți mâncau înghețată, mi s-a părut mai important de să nu se frustreze că el nu primește decât că mănâncă înghețata aia și atunci l-am lăsat să mănânce înghețata și culmea n am mai cerut o pe a doua. Și acum, de exemplu, dacă îi place chestia aia, cu surprize, bineînțeles, și dacă și o dorește sau dacă așa, eu ofer. De multe ori mănâncă doar jumătate din ciocolată. Dar nu știe că trebuie doar jumătate și că poate să mănânce pe toată, știi? că adică de când m-am relaxat așa de mult și am încredere în el, mi se pare că e bine. Adică s-a echilibrat din punctul ăsta de vedere. Eu eram foarte curioasă ce cursuri ai făcut tu la Sușani. <laughs> Dacă ai făcut de ce? engleză, nu, not, am făcut nu. basket, nu, balet, nu. toate lucrurile astea obligatorii nu. pentru a crește un copil. Nu. Știi ce mi se pare? Eu, de exemplu, îți spun dacă mergem într-un loc și văd un copil, știu ce nu-mi place să vă la un copil. Ca, ca atitudine. Nu știu nici ce cursuri face, nici dacă e premiant, dar știu că îmi transmite un soi de... Proastă creștere. Exact. Probabil că e, să nu fiu prost înțeleasă, dar... dar. Proastă creștere nu e a copilului, ci a faptului că a fost crescut prost. Exact. Deci copilul <laughs> nu are nicio vină asta da. e. Dar da. mi-aș dori să fiu un copil solar, așa și drăguți și dacă îi zici, mami, hai să mergem să nu știu, da, da, vreau. De exemplu, eu am două nepoțele de 9 și 10 ani. Când n aveam copii, o judecam destul de aspru pe mama lor, o judecam, e mult spus, dar mi se că e destul de dură o cu analizai. fetele. O mm -hmm. analizam și am, eu n-aș face așa, mă, dar totuși de ce a ridicat tonul la fetele astea? Că ele n-ar trebui, nu le agresa, nu le bătea, nu le, dar era destul de, fetițele sunt atât de drăguțe și atât de luminoase, dar în același timp dacă noi suntem în vizită și ele încep să facă gălăgie, că sunt fetițe, normal, și ele ce mami, vă rog frumos să mergeți în camera voastră că noi vrem să vorbim ceva. Instant s au dus, fără să fie nici supuse, supuse nici triste, Spegheate. nici nimic. Au înțeles că trebuie să ducă în camera lor. Și i-am -am spus, i-am și mărturisit că Andreea, deci spun sincer, mi se părea că exagerezi, dar felul în care tu ai procedat, nu știu ce ai făcut dar fetițele sunt și fericite și sunt și drăguțe și sunt genul de copii de zici, păi ce drăguțe sunt astea mici, mă. Urmează să-l botezați pe da, Andrei. Andrei. Da. Când se întâmplă asta? Pe 5 mai Așa. se va întâmpla asta. Uh, Cine sunt nașii copiilor? Nașii copiilor sunt vecinii noștri. Noi am, ne -am prieteni? Mutat... Da, evident, evident. Sunt prieteni noi. Mai întâi ne-au fost vecini, apoi ne-am prietenit. Deci nu sunt niște celebrități. Uh, nu, 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 nu. sunt vecinii noștri de acasă, ca așa. să zic așa. Alei și Cristina, ca să zic. Au, sunt doi părinți de copii foarte drăguți, un cuplu foarte frumos, o familie pe care noi admirăm. Și cu care ne înțelegem foarte bine. Și sunt Cina și lui Alexandru. Și unde faceți botezul? O facem. la un restaurant boteziu? în București. ne am gândit la fel de fel, dar uh, nu am avut experiența anunții în uh, afara localității și a fost uh, culmea, deși a fost o nuntă cu nici 70 de oameni. Noi ne-am dorit să fie pentru oamenii, dacă tot vin în afara Bucureștiului, să fie o experiență cu totul. Și atunci noi ne-am ocupat de tot ce înseamnă tot, de vineri până duminică. Mm -hmm. Le-am oferit o ieșire la munte. Numai că pentru noi a fost destul de complicat, cu mese, cu, cu cazări, logistica. cu logistică, da. Dar și mi-am dat seama că nu, nu mai am energia să fac asta. Chiar dacă nu a ieșit foarte bine, ne-am distrat, a fost minunat, lumea mulțumită. Mulțumit adică e și frumos, ce să mai. Am zis că acum în București vrem să facem ceva drăguț, dar aproape de casă, cu copilul, e mai complicat și o să facem la un restaurant pe malul unui lac cu o tematică drăguță, cu floricele, cu... Mama ta este educatoare. A fost. A fost educatoare. De da. ce te jucai? Când erai mică, mai ții minte? Când mă jucam... Da, știu, bineînțeles că știu. Nu-mi doream să fiu nimic. Nu, nu, îmi doream, Când am descoperit că îmi place să. când mi-a fost clar că asta vreau să fac, din tot sufletul meu, și regret că nu mai am acel entuziasm în nimic. Deci eu nu mai regăsesc în nimic în felul ăla. L-am. Dar altfel gradat, ca să zic. Mm -hmm. Mă jucam foarte, foarte mult în curte și um, datorez enorm de mult felului în care am crescut, faptului că eu găsesc situații în orice moment. Bucurii. Nu, 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 găsesc situa soluții, vreau să spun. soluții. Uh -huh. Deci, indiferent ce s-ar întâmpla, dacă, de exemplu, mi-a comis să rupe rochița, instant mă uit pe aici, am văzut firul ăsta, mă gândesc că aș putea să not cu și n-am nicio problemă cu asta. Adică, nu mă blochez. A Pentru că, în copilărie, am fost nevoită să găsesc soluții. Să okay. fac dintr-un băț cuțit, să fac dintr o știulete păpușă și așa mai departe. că adică, mi-am exersat asta foarte, foarte mult în copilărie și faptul că ai mei avut încredere mine și m-au trimis de mică să-mi rezolv problemele, plecam și la București singură, schimbam câteva mijloace de transport, apoi plecam la Vâlcea unde nu știu ce făceam, am încercat să fac și piam, bineînțeles, da pentru că voiam eu. Am, chestia asta m-a ajutat să mă descurc în asta. nu mă panichez, adică și dacă sunt într-o țară străină și mă rătăcesc, nu sunt nicio problemă, găsim soluții. Adică m-a ajutat mult asta. Și de jucat cu... cu un cățel. Aveam un câine al meu, îl chema Toby, și uh, el era a fost prietenul meu cel mai bun în da. copilărie, pe care îl îmbrăcam, cu care vorbeam foarte mult, îi cântam, dansam, îl călăream, îl luam cu mine peste tot, mergeam pe deal peste tot. Deci el a fost cel mai bun prieten al meu. Și cu Alexandru de ce te joci? Cu Alexandru are el perioade și perioade. De exemplu, a fost o perioadă în care îi plăcea foarte mult să cânte la chitară și eram într-o formație. Acum îi place scufița roșie. Ce să fac? Sunt adică? Per... Și ce roșie. Vă Băi, jucați, de scufița roșie? Vorbim, da, eu mă scund după un copac și el vine. Interpretați și zic, povestea. Interpretăm povestea, în și personaje. Scu, cine e scufița? De, poate fi el sau eu, așa. depinde, Rad Radu întotdeauna prinde vânătorul sau lupul. Deci așa. el, personaj pozitiv, rar, rarisim. Mai e și mai că a mai prinde și ea bunicuța, evident că, na, doar nu se prinde scufița și tot așa. Dar putem și în doi să jucăm personajele astea. A fost foarte drăguță o persoană publică, îi uh, nu dau numai că nu știu dacă uh, este de acord, care mi-a zis că ei se joacă de Agașca Zurli. Aha! Și o, a! și întreb... unul dintre, scuze-mă, ca să nu uit, deși primele dansuri pe care le am învățat a fost Aranzanza. Aram. Da. Și îi uh, spun, și tu ești, cine ești? Fetița Zurli, tanti prezentatoarea, A, ah, nu. El este fetița Zurli, mama este tanti și eu mai prind un clopoțel sau un Maxim, că așa și Radu, Deci, maxim, maxim până torul. m înțeles care sunt personajele pozitive nu, și le-a în față. Da, exact. Noi avem o rubrică în această emisiune da. și în fiecare. Ah, ediție, <laughs> în fiecare ediție, nu chiar îi învățăm pe ascultătorii noștri un joc. A, așa. Uite, o să-ți fac cadou. Adela Popescu, jocuri de jucat primăvară. Wow! Pentru că îmi spuneai la începutul emisiunii că ai învățat foarte multe jocuri de la mama ta, da. care știe să se joace mai bine ca tine da, cu absolut. Alexandru. Dar cred că toți bunicii știu să se joace mai bine cu Cum? nepoții. Cum? Cum de știu? știu? Păi, recuperează ce nu au făcut cu noi, să știi? știi? Da, da. Asta mi-a mărturisit și mama lui Radu. Același lucru. Ce nu vine... au făcut cu noi, recuperează. Și uite, îți propun, hai să da. mergem la pagina 85 și Vai, avem ilustrație. litere. Așa. E un joc pentru, uh, foarte simplu, și oferă libertatea de a formula întrebări, însă este strict în privința răspunsului. Mai exact, cine răspunde trebuie să folosească doar cuvinte care încep cu o anumită literă, aceeași literă. Uh -huh. Putem să stabilim litera înainte de a formula întrebarea sau nu, depinde doar de timpul și răbdarea pe care o avem. De exemplu, uh, eu o să te întreb pe tine ce gătești astăzi și tu trebuie să-mi răspunzi toate cuvintele din propoziție cu litera, ce vrei tu? V V. Varză vălită. Varză vălită. <laughs> varză vălită. Vreau varză. Vreau varză vălită pentru voiețelul meu. Îți dau ție cărticica asta. Ce frumos, da, e Drag. Eu. Și mai am pentru tine uh, un dar, o pledoarie pentru mama. Sunt uh, 15 texte, cele mai frumoase texte no. despre mama scrise de mine. Când ai uh, o fereastră în mașină și vrei să te relaxezi, uh, o să-ți amintească puțin cât ești de norocoasă să fii mama copiilor tăi. Mulțumesc. Pentru că de multe ori, din păcate, uităm că a fi părinte este în primul rând o bucurie și o misiune, uh -huh. și abia pe urmă o responsabilitate și o, o greutate. Astăzi este sărbătoare mare uh -huh. pentru foarte mulți ascultători, fie că e Paștele Catolic pentru unii în casele lor, fie că sunt floriile pentru alții, așa că o să te rog da. să folosești ocazia asta da. și să te adresezi tuturor părinților din România care se tem pentru tot felul de lucruri care ar putea să-i oprească în a fi. Cei mai bun părinți pentru copiii lor? Dragi părinți, nu m-am mai pregătit cu treaba asta, dar cred că. Da, cred că e mai bine așa. Eu știu că neputințele voastre s-au născut și se nasc din neputințele părinților voștri, care neputințele părinților voștri s-au născut din neputințele părinților lor. Numai că acesta este un ciclu care îl poate fi întrerupt și vă cer să... Să vă rezolvați acele probleme, să le identificați și să nu puneți această povară uriașă pe uh, umerii copiilor voștri. Uh, în punctul în care sunteți, puteți opri ceva rău, să se transforme în ceva bun, uh, fiți luminoși, uh, uitați-vă în ochii copilor voștri și de acolo luați-vă resursele să fiți cei mai buni părinți pentru că chiar chiar de acolo vine dragostea de acolo vine dragostea de acolo vine atenția de acolo vine comunicarea și tot Mulțumesc, Adela Popescu. Adela Popescu a fost astăzi la Antrenorul Părinților și voi dacă intrați pe pagina de Facebook Antrenorul Părinților, puteți să câștigați o cărticică semnată de mine, Căsuța Zurli. Trebuie doar să răspundeți la întrebarea pe care o găsiți acolo în Facebook. Sărbători frumoase! Mulțumesc la fel! Abia aștept să ne revedem! Și eu! Răbdare și bucurie îți doresc! Când vin și eu cu Alexandru la un spectacol? Pe 23? Te așteptăm? Cu mare drag. Pe 23, perfect. Da, pe 23 Răbune stabilit. Uh, și uh, de 1 iunie te rog să pregătești un costum Așa. pentru că avea, facem la sala palatului cel mai mare carnaval din România wow. Își poți să vii și cu Alexandru și cu Andrei și Perfect. cu Radu și cu mama ta și cu cățelul și cu cine cu pur vrei celuși, tu, și cu toată lumea. Că putem să ne costumăm în ce vrei tu Grozav. mulțumesc mult și eu Adela Popescu a fost astăzi invitată la antrenorul părinților și până data viitoare când ne vedem țineți minte, atunci când ai cel puțin un copil ai cel puțin un motiv de bucurie în fiecare zi Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM.